În general nu comentez declarațiile unor politicieni, mai ales a celor care s-au demonstrat a fi niște oameni, niște infami. De data asta am să comentez. Sunt niște lași. Sunt niște lași. Stai la ei și te uiți, ți-i milă de ei, pur și simplu. Au ajuns să spună că m-au votat pe mine. Tole, nu vă este vouă milă de voi? Atât. Atât. Mi este milă de acest Candu, de Placotniuc, de Filip și de alții. Vorbesc acum ca și oameni care pretind că ar fi votat un candidat pro-european. Păi ăștia se tem de integrare europeană ca dracu de tămâie. Ei înțeleg că acolo vor ajunge și vor face pușcărie. Candu special. Pentru implicarea în OTIV, în Prime și așa mai departe, în fostul dumneavoastră de televiziune. Dar asta e o altă, un alt subiect. Cât privește guvernarea, am spus și repet, o colaborare instituțională. Atât, atitudine instituțională față de acești oameni, pe care îi îndemn să dea dovadă de altceva decât de lașitate și de umilință. Prea umilitor. Prea umilitor din partea lor, nimic mai mult. Ar fi bine ca Partidul Democrat să-și asume dispozițiile date structurilor din cadrul municipalității, întreprinderilor de stat care sunt amplasate pe teritoriul municipiului, de a vota cu candidatul comun al lui Pahotniuc și Dodon Ceban. Asta ar fi fost onest, asta ar fi fost frumos, să-ți asumi o alianță de stânga actuală și în perspectiva alegerilor parlamentare cu partidul lui Dodon, cu Dodon și cu Ceban. Asta ar fi fost onest. Asta ar fi însemnat și respect din partea mea. În momentul de față, doar